Platon și părinții bisericii. Faptul că Platon a influențat părinții bisericii nu poate fi mai adevărat de atât. Istoricul bisericii Philip Schaff ne oferă un rezumat bun al influenței lui Platon asupra părinților bisericii. Straniu și mulți dintre primii creștini, la rândul lor, au fost atrași de doctrinele lui Platon și le-au folosit ca arme pentru apărarea și extinderea creștinismului sau să arunce adevărurile creștinismului într-o matriță platonică. Doctrinele Logosului și ale Trinității și-au primit forma de la părinții greci, care, dacă nu au fost neapărat instruiți în școli, cu siguranță au fost mult influențați, direct sau indirect, de filozofia platonică, în special în forma sa evreico-alexandriană. Posibilitatea că erori și corupție au apărut în biserică din această sursă nu poate fi negată. Printre cei mai ilustri dintre părinții care au fost mai mult sau mai puțin platonici, pot fi numiți Iustin Martir, Atenagoras, Teofil, Ireneus, Hipolit, Clementul Alexandriei, Origen, Minucius, Felix, Eusebiu, Metodiu, Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa și Sfântul Augustin. Hai să ne uităm puțin asupra unora dintre părinții bisericii despre care se spune că erau platoniști. Atenagoras din Atena a fost un apologet din secolul II, anul Domnului, despre care Enciclopedia Britanică spune: teologia lui este puternic influențată de platonism. Și Enciclopedia Americană de asemenea ne afirmă: Atenagoras a combinat în mod repetat credințele poeților și filozofilor greci, în special Platon, cu doctrinele creștinismului. Augustin de Hippo. Augustin de Hippo, 354-430 după Iahușua, poate cel mai influent dintre părinții bisericii, și-a exprimat stima pentru Platon când a spus: cuvântarea lui Platon, cea mai pură și strălucitoare din toată filozofia, împrăștie norii de eroare. Richard Tarnas, autorul apreciatului Pasiunea Minții Occidentale, a scris despre admirația lui Augustin pentru Platon. Formularea lui Augustin asupra platonismului creștin a fost cea care a influențat aproape toată gândirea creștină medievală din Occident. Atât de entuziastă a fost integrarea în creștinătate a spiritului grec, încât Socrate și Platon erau deseori priviți ca sfinții de dinaintea creștinismului, ca inspirați divini. Clement de Alexandria. Clement din Alexandria, 150-215 după Iahușua, a predat la celebra instituție de studii superioare din Alexandria, Albert Outler, scria în Journal of Religion că filozoful ocupă un loc crucial în ceea ce poartă denumirea elenizarea creștinătății. Este în general recunoscut că acest Clement a mers atât de departe cum niciun alt creștin ortodox nu a făcut-o și a folosit conceptele filozofice și etice eleniste pentru a-și exprima credința sa creștină. Platon era filozoful său favorit. Clement credea că filozofia greacă a fost calea precursoare care a pregătit acceptarea lui Iahușua de către greci. Problema este că, în loc să abandoneze gândirea platonică și alte expresii filozofice păgâne în favoarea scripturii evreiești, Clement din Alexandria, asemenea altor părinți bisericești, și-a justificat integrarea lor în creștinism.
Grigore de Nisa, 335-395 anul Domnului, unul dintre cântecele instrumentale ale Bisericii Părinților care a contribuit la dezvoltarea doctrinei Trinității la Consiliul de la Constantinopol, 381 anul Domnului, se spune că ilustra lucrare de salvare a lui Iahușua prin metode și forme platonice. Harry Wolfson, în Filozofia Părinților Bisericii, ne vorbește despre compromisul care s-a făcut atunci când Grigore a încercat să armonizeze monoteismul evreiesc în filozofia greacă. Este o soluție de armonizare, o încercare de a combina, așa cum Grigore de Nisa o caracteriza, monoteismul evreiesc și politeismul grecesc. Metoda de armonizare folosită de ei era să minimalizeze monoteismul evreiesc ca o concesie adusă filozofiei grecești. Platon a influențat pe părinții bisericești. Unii ar putea întreba de ce contează că Platon a influențat pe părinții bisericești și înțelepciunea noastră cu privire la Iahua. Este sinteza gândirii grecești opusă cu adevărat scripturii evreiești? Răspunsul este un răsunător da. Schimbând cadrul cultural al scripturii în favoarea celui grecesc, o viziune lumească post-biblică s-a îndepărtat și ascuns intenția și sensul original al textelor sacre. Mai mult, mulți dintre părinții bisericești, cu mare influență, au crezut că omul poate crește cunoașterea sa cu privire la Iahua prin intermediul filozofiei grecești, oreover, philo plus sofia, egal dragoste de înțelepciune. Dar Pavel a spus că omul nu poate cunoaște pe Iahua prin înțelepciune lumească.